Și astăzi, pe lângă salonul artelor, așa cum l-a numit această expoziție, am organizat și un salon național dedicat României, centenar, România 100. Mail Artul este cunoscută ca artă poștală și artă de corespondență. Mail Art este o mișcare artistică ce apare în 1950 la New York și ca protagonist l-a avut pe Ray Johnson. A existat și o școală americană de mail art și, bineînțeles, mișcarea artistică Fluxus din anii 60. Se folosesc tehnici mixte, iar prin această formă se dorește a fi transmis un mesaj. Întotdeauna am primit scrisori, fiecare din noi. Păstrăm scrisorile bunicilor. Această formă de exprimare artistică este o formă de dăruire, nu numai prin scriere, pentru că ele sunt, de fapt, niște cărți poștale ce se dăruiesc între prieteni, se dăruiesc între artiști și care poartă un mesaj. Mesajul, ca la orice fel de vedere, cum am zice noi, de ilustrată, se scrie pe spate. Lucrările se transmiteau în locul scrisorilor din anii 60. Schimbul de imagini create crea un nou tip de comunicare. Acum există, pentru că suntem în secolul 21, arta digitală. Prin artă digitală, lucrările se transmit prin poștă digitală. Și în curând, aceste lucrări vor fi văzute inclusiv pe internet. Există expoziții la nivel internațional, există expoziții la nivel național. O expoziție, un prim salon de mail art internațional a fost organizat anul trecut la primărie. Iar artiștii pe care dumneavoastră îi vedeți expunând astăzi sunt artiști care vin din aproape toate zonele țării. Lucia Trancotă Timișoara, Gavril Negrifor Ciuda, Joița Nicoleta Panciu Turcea, Valentina Ștefănescu Turcea, Oana Cătălina Gavriliu Piatra Neamț, Valentina Ștefănescu Timiș, Ion Florin Scarlat București, Sorina Smaranda Moldovan Timișoara, Walter Paraschivescu Ploiești, Dana Catona Timișoara, Mihaela Fundea Timișoara, Alida Nochi Câmpia Turcii, Lucia Filimon Bacău, Alin Bâlcu Turda, Petru Purcare Sighișoara. Lucrările acestea pot să fie un prim pas, să reprezinte un prim pas în a continua acest demers, acest salon național, în fiecare an având o altă temă.